Cătălin. Pe ce e în acțiu? El este nepotul meu, e cameraman. Se simte ceva? Mă, se simte ceva? Ai păcălit tu bani? Pe bune! Petru, ridică vărul, atât, nu mai recupera. Uite, m-a păcălit bibanul, bă. Tot așa să fie. Bibanul, mă. Pentru Bobby din Italia. Uite, Bobby ce-a luat... Chichi. Uite, ce-a luat Chichi aici la musculițe. Cu musca în gură. El este Chichi care a luat. Da. Bibanul. Uite, o să dau eu din nou. Și o să lucrez. Ai văzut cum s-a simțit? Da. Când vii aproape, ridici bățul, te uiți pe muscă să nu mai scurtiri, știi? Adică trebuie să ne și mai stăpărim, înțeleg? Da. Da, dacă că lansez eu, iată, pac, se duce, ia, lucrează buldo întrepe frumos, degetele puteam învăța pe mâneta, așa, treci la aparat, așa, și tăințe pătură, așa, tăințe pătură și șopul nu uita, așa, ca să tragi. Așa, ușor, iar tragi, iar de ușor, așa. Așa, trage musca pe-n față să se înerveze. Trage iar, așa. Așa, așa. Ai simțit ceva? Opa, opa. Gata, le băgă bine. Fii atent, deci nu trebuie trase chiar liniar așa. Uite, pune tu camera. Deci nu trebuie trase chiar liniar. Uite-te la mine, cum dau cu jocurile. Liniar ce înseamnă? Că fiind așa cu liniar, uite așa înseamnă musca liniar, te vezi? Da. Hai să te vedem pe acolo. Uite, musca liniar vine așa, vezi? Așa o tragi tu, nu prea se enerva. Ia uite cum o fac eu când trag. Când fac șoc, fac... Uite, vezi? Da. Uite a mea cum face. Da. Nu pare a mea naturală, vezi? Da. Uite. Iată, zici că e la rău de libelul. Da. Vezi? Așa trebuie făcut. De-aia trag eu șur, așa. Pac, pac, iată cum face până acum. E pâine de larva. Și se nerezi. O, se repede în ea. Uite, se vede acum. Practic. Teoria ca teoria, practic ne moară. Iată, las puțin și scoboare și fac așa. Pac, ai zis, da? Uite, pac, slăbesc și trag. Și trag firul. Vezi? Și exact cum fac eu acum, duc bățul așa și după aia trag așa și mai strâng firul. Exact cum fac eu acum, musca așa face bună. El o vede că se joacă pe acolo. Și probabil că își pune gura pe aia. Nu rezistă. Eu trebuie să-mi fac jocuri, nu? Îmi trag musculița mea. E ca și cum ai plecat cu câinii la plimbare. Înțeleg? Da. Pleci cu câinii la plimbare, pleci la anumită viteză, nu? Cu a întâia. Dacă se enervează câinile, pleacă cu viteză mai mare, nu? Da. Deci nu mai sunt și eu, poate. Nu mai sunt pe partea asta, ne căutăm pe partea celor. Păsii, să mai fi bancă. Știi care e aventura? Că e asta să o duci tu acolo. Deci acum avem de o fricare, da? Da. Să
Европу. Facem o înțelege, îți dau de banii, dar nu mai îi speli. Da. Mai bine să avem ce spăla decât să avem. Îi bagi așa. Îi bagi așa. Vârful bătului sau în vârful bătului se vede drii.
Trăiți. Prindem biba. Biba. Biba ce e? La musculițe. Băiatul? Filmează pentru site. Eu fac, leg muștele de pescuit și am niște tehnici noi de prins pești la musca artificială. Și facem film să se uită pe site. Cine avem produsele de vânzare, dacă vrea cineva să învețe metoda, îl pregătim în direct. Păi da, ați venit să prindeți pești. Și nu vreți să învățați ceva nou? Cu lansetă și cu 10 lei se vește de distrez, nu mai plăjești. Ce sunt crăci. Structura aici. Mergem și la centrală. Nu, e agățat așa, am tras că era o structură acolo. Păi să nu asta punem. Vezi ce frumos era pe delta, la roșioare. Pe patru, da. Scrieți pe YouTube, Gabriel Ivan. Eu dau la toate stil. La Șalău, Văduviță, Roșioară, Biban, iarna, vară. Iarna trecută am dat la Roșioară, m-am specializat și la Șalău, la Twister și la Muscă. Păi, niște musculițe, le vezi, am montajele aici. Ăsta e un fel de plutitor, coboară în masă pe așa, vezi? Și le când trag ușurel, vezi, fac ca gâzile pe apă și se repede în ele și fac chimnezi în țepă. Nu mai bagi momela, nu mai trebuie momela. Dar începe distracția, vine. Am luat 7 kg în 2 ore, 20 de kg în 4 ore. 4-5 odată. De ce? Păi, și de toate neamurile, că am luat clen aici, am luat caraz la mult, toate. Nu contează ce aici. De câte musculiți? 4 musculiți. Diverse, verzi, portocalii. Sunt testate, că nu le dau așa. Mai sunt în comerț, dar nu știu ce să iei, te mai păcălește magazinul, îți dă de la mari de 8. Dar alea le evită, nu trage. Dai, renunți, că dacă nu te merge. Dacă eu sunt producător și le testez, dau și eu pe alea, dar nu vezi că acum dau cu niște chestii și dacă. Până nu le explic eu, dacă intri pe mâna magazionerilor, e gata. Îți vin de ea toate mușchile care merg sau care nu merg. Vârful? Păi vârful e unul din secret. Nu vezi că deja l-am prins cu musca în gură. Folosesc fir textil și prostul fuge la cracă, ne? Folosesc fir textil principal, fără elasticitate și văd foarte bine. Să te convingi și tu de o chestie. Doar o linie cu 10 lei și îl fac cum acum?
Dacă vrea, îl învăț să facă și bani cu ăsta. Sistemul meu. Eu zic că n-are vârf la el. A mea. Dar mulți nu adoptă stilul. Am un inginer, Mordor, zic, la Shalom mai păpărește că trebuie sensibil. Dar la asta am zis, băi, bă-s dur. Nu dai un stilul ăsta, pe atunci du-te acasă, bă. Tu vrei să păcărești pe banii, pe stilul. Ăștia sunt foarte bandiți. Aia nu-i bani. Nu. Am și o bețe, dar nu dau n-au eficiență. Nu, nu fumez. Am și o bețe, dar nu dau eficiența. Care trebuie. Ca începători. Stilul meu e ceva ca începători, așa. A fost frumos că m-am dus la Șalău. A pus gura pe el, l-am simțit. A fost frumos la Șalău, că dădeam, am zis, am să dau și eu la muscă, că nu știu cine. Stil textil văzduri cu muște de 12, mai mare. Pac, 1, nu știu ce mișto. Pac, 2, pac. Nevasta zice, bă, nu mai vii acasă, bă, vin. Dar s-a făcut 9, mai vii? S-a făcut 10, luam Șalău. S-a făcut 11, bă, s-a făcut 1 dimineața, luam 3, 4, făceau aia. A început și aia, s-a luat și aia de băți. Bă, da, tu ceva joc cu pară să-i. Așa la fi. Nu, la Drăgășeanea asta. Și mânca numai noaptea. E, da. Și acolo. În schimb, când am dat la Twitch, trebuia schimbat tehnologia. Trebuia, mi-au mai pus un vârf terel așa, ca să simt atacul. Merge așa, numai așa. Ia uite, vezi ce drept? Uite, zici că nu trage și eu mă lupt cu ei de nu mai pot. A, uite, la înset, hai, ce-ți mai trebuie? Vii cu alea să te distrezi. Delta a fost mișto, intrau roșioarele la cârlit mai mare de 12. Alea sunt nebune la cap când de mus. Am luat la muscă. Aici, doi clen, care azi? Păi toți pun gura pe ele, să le încerci, să vadă ce-i. Înțelegi principiul? Nu, știi cum e? Peștele, hrana lui e mișcare. Fie larvă, fie lipitoare, fie... E, se mișcă, știi? Și el când se mișcă pune gura, știi? Și eu mișc ușor ca o larvă, așa, și el pune gura, și el când a pus-o la a doua, ia uite-l, e înțepat deja. Ai înțeles? Dar pune toți peștii aia. Păi de ce, mai bine înveți stilul ăsta, bă. Gabriel Ivan, pe YouTube. Gabriel Ivan. Să caut unii mai mari. Erau mai mari. Aia mișto te distrezi. Și acum le iau la rând. Mai spre seară mă duc la central. Acolo merge cu plumbul pe seară, la 9, la 10, e rupt. La Barăș. Păi nu termin. Și când se face noaptea, mă ajung la Bascov și dau la oblete la muscă noaptea. Am filme de tuneric. Pleacă toată lumea acasă și zice, dă la muscă. Am altfel de muște mai micuți. Nu, 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 nu,
A mai crescut puțin, a? Aici? Da. A, cu poșteră. Câte vânt? 6 jumătate. Păi seara acum, să rând să dăm un șneul. Să fac o filmare pentru site, așa. Să mă uite lumea, da. Ia uite rechile la centrală într-o oră. E bine? Da. Păi cum face? Păi mai am mai pe plumb, le lași pe placă în jos. E bandă. Îmi place să mă joc cu ei. Lor le place jonglerea la asta. De 29 de ani. 29 de ani? Da. Am 44 acum. Păi învăț și eu mereu, acum când noi prinde crapul la muscă, nu-ți dai seama. Păi, și pentru mine e o provocare după atâția ani de experiență. Care a fost cea mai mare? Nu prea am dat la peșmar. Urmează mreana la muscă, crapu, șalău. Nu e pe zonă. Cred că e interior, acolo. Acolo. Dar n-aș lua niciunul pe zona aia? Bă, da, am prins. Ați prins câțiva. La peștișor. Avem peștișor din. Oh, pe acolo ați prins, nu? Câțiva. Că vin și eu să încerc, că am văzut niște cercuri pe acolo. Am mai dat eu pe... Păi să trag pe asta, să vedem. Să peste ce rinse? Nu mai dăm la barcaj să verificăm molestea. Mai multă molecă. Păi ia și băi subirea în acolo. Era cu cum aia, mă ce mai mare, că aș vrea să-i scrie 200. 6 kg? 200. Da. Da, prietenul meu cu cheia, Biban, nu? Da, da. Biban e. Băs? Păi nu, asta poți să faci din două tronsoane de carbon. Îi pui inele și mandrina mea... Mentele, da. Am așa de la de asta, rup, cu mora. Câte o mandrină, da, lumea? O, la mine e făcută... Câte ani asta e de mult. Era nefolosită și am zis, bă, are și 10 ori, ia mă să o folosesc și pe asta. Nu, sunt astea de scule, de scule. Mel de bronz pe viață, dam, cuic. Astea, uzuale așa, trebuie să rupe, le arunc eu.
cuvintele. Cum? Da. Pe pescui ne ducem la... Ne ducem la centrală. Nu, la baraj aici. Stai acolo. Ducem la centrală aici pescui și după aia la Bascu, la Oblic. Nu mai la mușe de asta. Aici trebuie... Ne mai mă duc în golfuri. Aici e apa mai adâncă și trebuie să-i pun plumbul. Că nu e să duce la el. Am mai avut surprize și pe partea aia, nu mânca la buldă și ne-am băgat plumb la mort. Am făcut eu o filmare, dar nu mai încep aici cu ăsta, dacă nu mai știu. Eu am zârnă pe chipul ăsta. Aaa. Nu, e interesat de mișcare, dacă. Trebuie să lăsa bibană. Mamă, cât! Câte o milion cu asta vezi aici, peșul meu? Cum se dracu am peșul meu? Uite cum îmi vine așa. Să vezi, uite. Ia bă, zi-te-mi așa. Uite frate, nu mai alegi. Și nu este tură în toată ziua, frate. Au intrat în golf, nu știu. Mai e una... Da, uite, de ce e că nu trage? Porcelul.